Direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor, odată cu începerea sezonului estival, a intensificat inspecțiile și controlele la produsele din carne de pasăre și ouă. S-a verificat modul în care sunt respectate de către operatorii din sectorul alimentar condițiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor referitoare la producerea, depozitarea și comercializarea acesteia. În această perioadă, personalul DSVSA Maramureș efectuează acțiuni de inspecție și control în toate unitățile autorizate pentru producerea cărnii de pasăre, prelucrarea acesteia și depozitarea. Când spun depozitare, mă refer la depozitele autorizate care efectuează operațiunile de comerț intracomunitar sau import-export. Se verifică salubritatea produselor și se efectuează investigații de laborator pentru depistarea salmonelei și rezidurilor de medicamente. Cu ocazia controalelor din aceste zile au fost recoltate un număr de 12 probe de la unitățile de pe raza județului Maramureș. Nu au fost depistate depășiri ale parametrilor. Investigațiile pentru salmonela se efectuează în cadrul laboratorului Direcției Sanitar-Veterinare Maramureș, iar cele pentru depistarea rezidurilor de antibiotice și alte medicamente la Direcția Sanitar-Veterinară Suceava, pentru că acolo este laboratorul acreditat pentru această reziduri. Verificările vor continua pe toată perioada verii la nivelul supermarketurilor, depozitelor frigorifice, unităților de reambalare și tranșare a cărnii de pasăre.